Acest episod pleacă pur și simplu de la observații, și anume, poate fi ușor observat faptul că ajungem să purtăm atât de multe măști încât uităm cine suntem. Iar odată ce am uitat cine suntem, în ciuda bunelor noastre intenții, pare foarte dificil să ne reamintim. Iar tot sistemul acesta al măștilor a fost dezvoltat de către ego și de către minte ca un mecanism de protecție derivat din frică. Egoul și mintea au spus, la un moment dat, iată, tu ești acest trup fizic și este necesar să și aperi ceea ce ești, dacă îți vei da voie să fii tu însuți și să radiezi esența a ceea ce ești, ceilalți te vor răni, lumea te va ataca, iar tu vei avea numai și numai de suferit. Așa că este mult mai eficient să te închizi într-o carapace, să te pui la adăpostul tuturor acestor măști și astfel vei fi în siguranță. Frica aceasta, pe care a sesizat-o mintea în această situație particulară, este însă la fel de falsă ca orice altă frică, și asta pentru că, în esență, orice frică este falsă. Nu avem de ce să ne temem, iar însăși o definiție corectă pe care o putem acorda fricii este îndepărtarea de iubire. Iar despre iubire știm deja că este sinonimă cu adevărul. Iubirea este câmpul care suntem noi dintotdeauna și nu este o emoție așa cum este accepțiunea generală. Revenind așadar, motivul pentru care am ajuns să experimentăm măști este acesta al protecției, fiind un motiv derivat din frică. Dacă ne dăm voie să mergem suficient de în profunzime, observăm că nu avem nimic de protejat. Ceea ce suntem noi, în mod esențial, este oricum etern și imposibil de distrus. Și asta pentru că viața însă și este eternă. Dacă acum ești în viață, este imposibil ca la un moment dat să nu mai fi. Când ceea ce numim moarte în limbaj comun intervine, fenomenul experimentat este cel al părăsirii interiorului unui automobil. Ești pur și simplu din caroserie, privești caroseria. Tu continui să știi despre tine că ești, doar că nu mai ești în interiorul mașinii. Exact la fel tu continui să fii ceea ce ești, ai fix, aceeași senzație și sentiment care îți spune și acum despre tine că ești, dar că trupul fizic este conștientizat asemeni unui obiect din încăpere. De multe ori oamenii care suferă sau se află în depresie cochetează cu ideea sinuciderii. Glumeam zilele trecute cu cineva și râdeam la gândul că sinuciderea nu este deloc o soluție, după sinucidere, spiritul privește înspre caroseria din care tocmai a ieșit, și anume trupul fizic, și își dă seama că nu mai poate să intre înapoi. Existența nu a luat sfârșit, iar acum se vede nevoit să ia un automobil nou ca să pătrundă din nou în materie. Numai că nu se află la dispoziție automobile mature. Se vede nevoit să ia drept companion un trup automobil mititel care treptat se va dezvolta pentru a ajunge iarăși să experimenteze aceleași probleme de care a fugit în speranța că de această dată le va rezolva. Prin urmare, sinuciderea nu este o soluție, ci doar o modalitate prin care tergiversăm rezolvarea problemelor. De aceea, Stăm puterea noastră ca prin cedare în fața Divinului și apropiere de spiritualitate să rezolvăm acum acele probleme și să ne eliberăm de acele energii stagnante și plocante pentru o experiență cât mai lină în materie. Suferința este de fiecare dată un rezultat al opunerii de rezistență în fața momentului acum. Revenind însă la subiectul măștilor și la ideea de a ne da voie să fim noi înșine. Prezentul episod vine cu o invitație, iar această invitație zice așa. dă voie să privești înspre toate ariile din viața ta și să-ți dai voie să observi unde identifici lipsă de autenticitate. Pentru ca tot procesul să fie mai ușor, iată care sunt ariile relevante pentru fiecare om în parte. Sănătate, emoții, relația cu familia și prietenii, hobby-uri, carieră, financiar, spiritualitate. Iar privind înspre fiecare dintre aceste arii, îți poți da voie să te întrebi pentru fiecare în parte. Sunt eu 100% autentic în această are a vieții mele? Îmi dau voie să experimentez adevăratul potențial asociat acestei întrupări? Dacă nu sunt 100% autentic și port totuși niște măști, care sunt acestea? Prin simpla conștientizare și acceptarea unei măști, toate structurile energetice care o țin în picioare sunt deja slăbite. Ce își propune episodul de astăzi este ca pur și simplu să invite înspre introspecție și conștientizare. Poate în unul din episoadele viitoare vom explora și cum anume putem să renunțăm în mod dedicat la măștile pe care identificăm că le purtăm. Adevărul este însă acela că fiecare dintre noi știe deja cum să renunțe la acele măști, numai că nu vrea să o facă, dată fiind protecția și siguranța pe care simte că masca îi oferă. Așa cum a fost spus undeva și mai la începutul episodului, nu avem nimic cu adevărat de apărat. De ce ne este de fapt teamă? Totul este perfect așa cum este, iar iubirea transpare liber în fiecare secundă, de peste tot din jur, dacă ne dăm voie să o acceptăm și conștientizăm. În încheierea acestui episod, dacă este să ne gândim și la ceva din zona practică. Prin care ne putem deschide înspre a ceda pe rând aceste măști, o putem face prin intenția autenticității și sincerității. Putem să alegem să nu ne mai ascundem, iar cu integritate, iubire și dragoste față de adevăr, să curgem la unison cu viața spre bucuria și împlinirea, atâta noastră cât și a tuturor celorlalți. Întreabă-te așadar care sunt măștile pe care le porți și decide. Să le dai la o parte. Prin fiecare mască cedată și prin fiecare frică depășită odată cu cedarea acelei măști, întreaga experiență de viață se armonizează și fluidizează. Atât pentru astăzi. Dă-ți voie să cedezi măștile, iar până data viitoare îți doresc să trăiești în lumină, adevăr și iubire.